Bună ziua tuturor! Dacă am simțit lipsa soarelui în ultima vreme, dintr-o dată este o abundență de solaritate în acest perimetru, pentru că în urmă cu câteva minute un grup consistent de copii au venit și, după cum vedeți, au făcut felurite desene pe ciment, că nu-i asfalt. Soarele e din abundență peste tot. Este o zi în care acest sentiment al legăturii nu doar cu planeta, ci și cu sistemul solar, poate că ar merita să fie mult mai bine pătruns în adevăratul adevăr. Este ziua mondială a mediului și nu o punctăm doar ca să vivăm o acțiune într-o agendă de activități ale Asociației ProParâng sau ale Casei ProUrbis sau ale Primăriei Municipiului Petroșani. Este o zi în care urmărim să transmitem un mesaj într-o perioadă în care, în mod categoric, toate statisticile legate de cât de sănătos trăim, cât de mult prețuim această planetă, sunt cel puțin îngrijorătoare. Faptul că realmente ne batem joc de această planetă pe care trăim, în felurite moduri, este o realitate care își lasă amprente severe, mai ales pe ceea ce înseamnă sănătatea mentală, fizică și nu cele din urmă sufletească asemenilor noștri. Din ce în ce mai mulți oameni respiră un aer din ce în ce mai poluat. Din ce în ce mai mulți oameni folosesc diferite ape din ce în ce mai poluate. Pământul a devenit o sursă de otrăvuri pentru că este un pământ din ce în ce mai intoxicat, din dorința de profituri din ce în ce mai mari pentru mâncăruri din ce în ce mai sărace în nutrienți. Mâncărurile sunt din ce în ce mai pline de otrăvuri din acest motiv. Ceea ce se vede cu ochiul liber este o înmulțire îngrijorătoare a diferitelor tipuri de boli care afectează generațiile de astăzi și generațiile de mâine ale acestei planete. O planetă, mulți spun, foarte bolnavă, la fel de bolnavă cum sunt și cei care o locuiesc, pentru că această mama noastră a tuturor ne permite să facem foarte multe, ne îngăduie foarte multe erori, dar plătim și prețul pentru aceste erori. Și aceste erori, comise din inconștiență, comise uneori în mod conștient, sunt un preț pe care îl vom plăti în mod categoric noi, dar mai ales cei care vin după noi. Copii din ce în ce mai devitalizați, boli cronice din ce în ce mai multe, boli noi care tot apar, an de an, lună de lună, sunt semnale grave că nu suntem pe făgașul care trebuie. Ziua Mondială a Mediului este un moment în care conștiința umanității ar trebui să se oprească puțin din cele obișnuite și să răspundă la întrebări legate de această temă extrem de serioasă a prezentului și a viitorului apropiat pe această planetă. Ca să nu mai vorbim de faptul că asistăm la transformări serioase în sistemul solar care afectează viața noastră a tuturor. Degeaba aspirăm să devenim călători în spațiu dacă încă n-am învățat cum să călcăm, cum se cade pe această planetă și nu călcăm cum se cade pentru că nu realizăm ceea ce facem. Deconectarea foarte vizibilă de la tot ceea ce înseamnă mediul natural a multora dintre, mai ales dintre tineri, este iarăși un semnal îngrijorător. Programul acesta al tehnologiei, cumva indus printr-o ambiție de a fi la egalitate cu alți copii, îi face pe majoritatea copiilor să-și piardă realmente timp, mult prea mult timp în fața calculatorului, pe telefoanele mobile, pe televizoare și așa mai departe. Am văzut un banner foarte simpatic acum câteva zile, îmi pare rău că mi-am propus să-l aduc, dar din priză de timp n-am reușit. Un banner cu un copilaș care avea în fața lui laptopul, era legat de o uviță și tăticul lui îl ghida în natură și spunea așa, tati, te scoate tata în natură.
Deci este o dubrăveală foarte amuzantă, dar în același timp tristă, a unui adevăr despre ceea ce mai știu copiii noștri despre mama natură. Ceea ce facem astăzi aici, așa cum spuneam la început, este un mesaj către toți aceia care încă mai au receptorii deschiși legat de ceea ce înseamnă participarea noastră zilnică la viața acestei planete. Evenimentul de astăzi, organizat de Asociația ProParâng, care militează prin toate activitățile sale pentru o integrare armonioasă în mediul natural, în colaborare cu Asociația Casa ProUrbis, care are de asemenea incluse în programul ei activități dedicate mediului, și nu în ultimul rând Primăria Municipiului Petroșani, iată un eveniment pe care vi-l dăruim în felul în care noi ne pricepem și cu receptivitatea pe care dumneavoastră o aveți. Sunt prezenți mulți copii, au fost și mai mulți, o parte au plecat pentru că s-a încheiat programul școlar și s-au retras. Sunt prezenți mulți dintre prietenii organizatorilor, sunt prezenți reprezentanți ai primăriei și pentru că însuși domnul primar este prezent astăzi aici, deși a spus că ar fi bine doar să participe din ipostaza de spectator, cu toate astea eu rog pe domnul Tiberiu Iacobrici să vină să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Eu n-am venit singur, am venit cu trei băieței. Felicitări organizatorilor, celor de la ProUrbis, Asociației ProParâng, părinților și copiilor care participă la această activitate. Chiar dacă de multe ori se vorbește despre mediu foarte mult și se face foarte puțin, cred că de aici trebuie început, de la educația celor mici, pentru a avea grijă de mediul înconjurător și de a avea grijă de noi, de viața noastră și a generațiilor următoare. Eu, încă o dată, vă urez mult succes, vă mulțumesc pentru inițiativă și pentru participare și sunt convins că nu va rămâne doar așa o acțiune bifată, ci vom merge mai departe cu acest tip, dacă vreți, de educație în spiritul protejării mediului înconjurător și a noastră, a tuturor. Încă o dată, felicitări. Aș vrea să-i întreb și pe cei mici dacă le place ce au văzut. Cata. Dalu. Dalu. Da, nu știu ce sunt aici. Da. Bravo, mai venit? Da. Mai vreți să spuneți ceva? Nu. Bine, mulțumesc. Mulțumim pentru întrebare. Sunt acele persoane extrem de active în comunitate, care nu ratează nicio ocazie să vină, cel puțin să participe și să susțină sufletește și moral acțiunile. În altă ocazie să doresc să se exprime direct. Prietena mea și a multora dintre voi, doamna profesoară Elena Cârjoc, membră în Asociația Casa ProUrbis, a fost ceva mai devreme cu copilașii ei, care au realizat desenele, a revenit ca să ne pune și domnia sa la salzul pentru ziua de astăzi. Mulțumesc! Ziua de astăzi este importantă pentru noi toți, dar astăzi am venit să transmit mesajul copiilor. De dimineață, la prima oră, am început cu o întrebare. Ce zi astăzi? Ziua mediului. Copiii veneau cu această informație de acasă. Lucru extraordinar de bun, pe care părinții probabil că începând cu dimineața i-au anunțat că astăzi este o zi importantă, ziua mediului. Mesajele care au venit de acolo au fost de felul. Ce înseamnă pentru voi ziua mediului? Pentru noi înseamnă un mediu curat. Cu ce alt cuvânt putem să folosim pentru un mediu curat? Un mediu civilizat. Sunt cuvinte de ale copiilor, sunt cuvinte care ne-au spus foarte multe astăzi. Ce înseamnă pentru voi planeta Pământ? Ce înseamnă pentru voi natura? Noi, copiii, nu am existat fără natură. Poate că aceste propoziții simple, poate că aceste propoziții spuse din gura copiilor, ne dau nouă, adulților, foarte mult de gândit.
așa mici cum sunt, și-au exprimat sentimentele pe aici prin desene. Pentru ei natura, mediul înseamnă flori, soare, apă, nori, copaci, gâze, tot ce înseamnă în jurul lor natură și pentru care noi nu am existat. De aceea mesajul copiilor este să trăim sănătoși într-un mediu sănătos. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Este foarte relativă dorința lor, pentru că insesizabil, dacă locuiți doar în oraș, nu vă dați seama cât de încărcat este aerul pe care îl respirați. Din perspectiva experienței personale, pot să vă spun că beneficiez de un aer extraordinar de curat acolo unde mi-am propus să locuiesc împreună cu soțul meu și fac diferența atunci când revin jos în oraș. Nivelul gazelor de eșapament pe care atât de numeroase mașini îl produc constant este din ce în ce mai mare. Din acest motiv, pentru părinții care mai au încă un dram de timp liber să ducă copiii în natură undeva unde pot să respire măcar o oră de aer curat, mesajul este faceți aceasta cât de mult, cât de mult, pentru că este pentru sănătatea plămânilor copiilor dumneavoastră și a dumneavoastră. Bineînțeles că pe la ora 11, fără câteva minute, când am ajuns și eu aici, am văzut un personaj destul de agitat, să pună lucrurile în ordine, nimeni altul decât Casimir Radvanski, președintele Asociației Proparând, care reușește, iată, împreună cu colegii săi de asociație, să țină această agendă de activități în picioare, să-i dea o anumită formă, să o facă să pară cât mai vie și nu doar atât, chiar să reușească să obțină rezultate, mai ales de la cei tineri și foarte tineri cu care lucrează. Casimir, este rândul tău la microfon. Mulțumesc, bună ziua! N-aș putea să vă spun prea multe. Acțiunea noastră de astăzi să fie o mică picătură într-un mare ocean. Asociația Proparând, colegii mei și grupa de copii prietenii munților sunt încântați că ați răspuns invitației. Toate școlile și colegiile sunt prezente aici cu lucrări pe care le puteți admira. Încă o dată mulțumesc pentru participare și să sperăm că ne întâlnim și cu alte ocazii și putem să derulăm și alte programe împreună. Mulțumesc! Mulțumim și succes în tot ceea ce faceți în continuare. A devenit această modă să reușim să sublimăm natura materialelor reciclabile, să le transformăm în ceva cu adevărat nobil. Și dacă v-ați făcut timp să priviți, avem o expoziție organizată ad hoc cu diferite lucrări realizate de copii din materiale reciclabile. Unele sunt executate chiar acum. Avem acolo un tânăr care am înțeles că e foarte talentat la un anumit tip de pictură și o să vedem probabil în câteva minute ceea ce a reușit să creeze pentru evenimentul de astăzi. Sunt prezenți elevi și profesori de la liceele din municipiul Petroșani și aș vrea să invit pe Carmen Damian, pe doamna profesoară, care vine să ne spună câteva cuvinte și a venit însoțită de o echipă de fete foarte frumos îmbrăcate, original. Bună ziua, Carmen! Bună ziua tuturor! Am venit de data aceasta în calitate nu de profesor de geografie, ci de lider al clubului de tineret din Pax Leonida, un club care funcționează de multă vreme liceul nostru și se ocupă cu proiecte comunitare. Anul acesta, la a doua ediție, am realizat, ca și anul trecut, câteva produse din materiale reciclabile și la atelierul nostru de croitorie din școală, câteva rochițe din pungi, hârtii, chiar ziar, avem o vrăjitoare foarte drăguță și materiale care altfel ar fi fost aruncate la gunoi, a fost denumită fata grătar. Observ foarte multe obiecte excelente, realizate atât de copii de școală generală cât și de liceu. Este o inițiativă lăudabilă din partea Asociației Proparând, a primăriei și a forumului ProUrbis. Sperăm că edițiile vor continua și anii viitori și mulțumim frumos!
Și noi vă mulțumim și chiar aș vrea să punctez acest aspect. Dacă tot ați venit să participați, poate că vă gândiți să și deveniți membri în Casa Pro Urbis, pentru că avem nevoie de tineri. În asociație avem nevoie de adulți responsabili și dinamici care să vă ghideze către noi și să facem împreună lucruri frumoase. Sunt foarte multe mesaje, vă invit, după ce vom încheia această parte așa mai oficială cu evenimentul nostru, vă invit să veniți și să vă uitați și la mesajele pe care copiii le-au trecut pe lângă lucrările lor, sunt mesaje deosebite. Uitați doar aici, este unul, mi-a sărit acum în os, nu pescui pești foarte mici, dă o șansă naturii să se reproducă. Este exact acel gen de mesaj care vine să ne avertizeze că din goana după profit comitem erori, sacrificăm tot ceea ce poate să adauge un ban în plus în buzunarele noastre, fără să ținem cont de consecințele actelor noastre. Și pomeneam ceva mai devreme de faptul că hrana pe care o consumăm, hrana așa zis vie, este una din ce în ce mai săracă în nutrienți, pentru că este produsă într-un mod haotic. Pământul este pur și simplu epuizat de resurse minerale pentru a se scoate 2-3 recolte într-un an la diferite tipuri de legume și zarzavaturi, chiar fructe, cereale. Toate acestea în dauna sănătății a noastre, a tuturor. Dacă aveți posibilitatea să vă procurați hrană naturală, dacă aveți prieteni care au mici ferme, care produc, știu eu, legume, zarzavaturi, care au în curte animale crescute în mod corespunzător, căutați să alegeți acest gen de hrană. Ceea ce găsim de regulă în ultima vreme în majoritatea marilor magazine nu mai conține decât o foarte, foarte mică parte din ceea ce ar trebui să fie hrana vie. Sunt alimente care ajung foarte târziu de la data recoltării lor în magazine, sunt epuizate deja de transport, sunt cel mai adesea culese necoapte ca să se coacă pe drum și sunt consumate după ce au interferat și cu diferite substanțe chimice, se simt acele mirosuri pe foarte multe dintre zarzavaturile și legumele și fructele pe care le cumpărăm. În momentul în care avem inspirația să le și spălăm ca lumea, constatăm că de pe ele curg tot felul de substanțe care în mod evident vorbesc despre cât de sănătoase sunt acestea. Dacă nu ne educăm copiii în acest spirit de a-și regăsi echilibrul în natură, ceea ce ne așteaptă este un rezultat care probabil va depopula planeta într-un timp nu tocmai îndelungat. Pe lista participanților la evenimentul nostru de astăzi este și domnul profesor Alexandru Gabor de la Colegiul Hermes, care a venit de asemenea să transmită un mesaj din partea colegiului. Este aici? Nu este aici. Domnișoara. A, bine, o domnișoară de la Colegiul Hermes. Cum te numești? Alexandra. Gabor Alexandra. Și nu e profesoară. O să fie. Bine, hai să vedem ce ne-ai pregătit. Bună ziua, mă numesc Gabor Alexandra și am venit împreună cu colegele mele și doamna profesoară să reprezentăm Colegiul Economic Hermes Petroșani. Atunci, ce te-ai îmbrăcat astăzi? Asta, o salată verde? Da, o salată verde. Mulțumim mult pentru invitația la Ziua Mondială a Mediului și ne bucurăm foarte mult că am putut să ajungem aici. Mulțumim. Hai, nu pleca prea repede să te și întreb și poate și pe colegele tale. Hai să mai uităm încolo. Am vorbit câte ceva. Ce faceți voi pentru sănătatea voastră și a mediului în fiecare zi? Pentru sănătatea noastră putem să facem sport. La sală, alergat, să mâncăm mai sănătos, să reciclăm, să protejăm natura. Cred că este un lucru înțeles de reprezentanții generației tale sau aici, colo, câte unul așa mai înțelege restul? Aici, colo, nu. Multă lume reprețește natura și e ceva foarte rău, deoarece avem nevoie de ea. Cum stai cu fast food-urile, cu băuturile carbogazoase, să nu le dăm nume, dar acelea închise la culoare? Păi, ceva, adică foarte mult
bine, consumă pastă și băuturile acelea, deși nu e prea sănătos, dar nimeni nu-și dă seama și nimeni face nimic în privința asta. Majoritatea a spus. Să spunem dintre colegii tăi, ai așa câțiva care au boli deosebite, cum ar fi diabet, hipertensiune, boli de ficat, ca să nu mai vorbim de boli ale sistemului nervos. Nu, nu știu. Urmează. Dacă nu-și vor corecta aceste obiceiuri. Bine, dintre voi dorește cineva să vină să spună ceva anume legat de acest motiv al nostru de astăzi? A spus ea tot? Bine, vă mulțumim frumos și vă așteptăm. Și vă adresăm și voi invitația dacă doriți să veniți, să deveniți membri în aceste asociații, sunteți bineveniți. De la școala Avram Stanca, Colegiul Național Mihai Eminescu, eleva Artemis Buie, care are un tricou pe care scrie Ascultă vocea naturii, Parcul Național de Fileul Iulii. Cu ce ocazie ai primit tricoul acesta? Pentru că am fost în excursiile organizate de ei. Și ce ai făcut în acele excursii? Am făcut drumeții și am ecologizat drumeții cât mai frumoase. Și astăzi ai venit să ne spui ceva? Da. Bună ziua, mă numesc Bui Artemis și sunt de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Petroșani. Și astăzi, alături de colegii mei, care facem parte din cercul de turism ecologic Mini-Eco, chiar și dacă suntem așa de mici, încercăm să ajutăm natura din toate răsterile. Prin acțiunile noastre, ecologizări, tabere, multe acțiuni, concursuri, excursii, expediții și menționez că suntem cu toții niște mini-rangeri ai Parcului Național de Fileul Jiului. Mini-ranger, oho, sună pretențios, dar în același timp interesant. Și ce faceți voi ca mini-ranger? Ceea ce mi-ai spus mai devreme? Da. Bine, mulțumesc, Artemis. O felicităm pe doamna profesoară care se ocupă de acești elevi minunați. Îmi amintesc că și anul trecut a venit cu o prezentare deosebită legată de activitățile. Doamna profesoară, doriți să veniți să ne spuneți câte ceva? Nu doriți? E acel mesaj cu Ascultă vocea naturii de pe tricoul lui Artemis. Să știți că are o conotație extraordinară legată de a reuși chiar să asculți cu adevărat vocea naturii. Doar atunci când reușești să-ți lepezi mintea de gânduri obsesive, de gânduri inutile care îți macină energia și timpul, doar atunci când reușești să te lepezi de emoții negative pe care vrei, nu vrei, viața cotidiană ți le furnizează, și doar atunci când faci toate acestea într-un loc unde, în afară de ciripitul păsărilor, de vânt și de poate de insecte, de greier, nu mai auzi altceva, acolo începe să se restabilească ordinea firească a legăturii omului cu natura. Ori de câte ori omul reușește să facă acest lucru, reușește să se reîntoarcă la matca sa firească. Și din acest punct de vedere chiar există un proverb care spune ori de câte ori vrei să iei o decizie importantă în viața ta, nu o lua într-un mediu tulburat, pentru că nu vei reuși să alegi ceea ce trebuie, ci du-te într-un loc cât mai liniștit din natură și caută să alegi deciziile cele mai corecte acolo unde nu te tulbură nimeni. Iată, chiar și din această perspectivă, un motiv în plus pentru a face ieșiri în natură, pentru a restabili această conexiune frumoasă și necesară cu mediul natural cât mai nepoluat. O ultimă intervenție pe lista de prezențe la evenimentul nostru de astăzi este a domnișoarei Rodica Popescu de la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva. Este doamna profesoară de acolo, Corina Semne, da? N-am înțeles. Domnișoara Rodica Popescu. Invit lângă mine elevele care au realizat aceste produse. Bună ziua tuturor! Îmi face plăcere să fiu în mijlocul dumneavoastră astăzi.
și să sărbătorim împreună Ziua Mondială a Mediului. Elevii Colegiului Național de Informatică Sarmentul Vadim Petroșan, ca fiecare an, sunt alături de dumneavoastră și au ocazia să vă prezinte partea lor creativă și antreprenorială. Ei protejează acest mediu folosind materialele reciclabile pentru confecționarea altor produse care la rândul lor sunt evaluate și banii obținuți sunt folosiți în scopuri umanitare, ajutăm diferite categorii sociale din Valea Jiului. Deci avem dublă responsabilitate, să spun așa. Deci mi-a făcut o mare plăcere, vă invităm să admirați produsele realizate de elevii noștri și chiar să le cumpărați dacă sunteți interesați. Dorim ca și la anul să se organizeze tot așa într-un cadru prietenos, cald, acest eveniment și să sperăm că vom fi tot așa în număr mare și ne vom bucura de acest mare eveniment. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult, felicitări pentru aceste produse care într-adevăr sunt drăguțe și originale și implică destul de multă muncă. Acum nu știu, le-ați adus și pentru vânzare sau sunt la vânzare? Deci îndrăzniți, veniți, priviți, alegeți și cumpărați. Vă facem și reclamă. Sunt chiar deosebite. L-am văzut și pe domnul Suhanec aici, care de data asta pleacă. Îl salutăm de la distanță și îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut în ultimii 45 de ani pentru o viață sănătoasă pe această planetă, reușind mai ales să educe un număr foarte mare de copii în acest spirit, copii care sunt mulți dintre ei deja adulți și care au învățat de la domnul Suhanec ce înseamnă să trăiești în mod armonios în natură. Asemenea, domniei sale sunt foarte mulți alți oameni care reușesc să transmită din învățătura, din cunoașterea lor copiilor și fiecare dintre noi care a reușit să străbată în mod corect un pas, câțiva pași din acest traseu existențial legat de prezența noastră pe această planetă are datoria de a transmite mai departe aceste adevăruri, pentru că altfel generațiile care vin după noi vor înțelege că este bine oricum. Nu este bine oricum, este bine așa cum Dumnezeu ne-a inspirat să trăim și ori de câte ori ne apropiem de natură, de fapt ne apropiem de însuși Dumnezeu Tatăl. Cu acestea, cred că este momentul să îmi închei apariția aici, în fața dumneavoastră. Vă invităm să